Deci vorbim despre... Lăsăm într-adevăr și după masă mai discutăm. Octavian Armaș a preluat fotoliul de guvernator al Băncii Naționale. Fostul ministru al finanțelor a fost prezentat azi dimineață viitorilor colegi de către președintele Parlamentului, Adrian Candu. Speakerul i-a dorit realizări frumoase în activitatea pe care o va desfășura și le-a cerut angajaților să ofere sprijin noului guvernator. Până ieri, ministrul finanțelor, de astăzi, în mod oficial, guvernatorul Băncii Naționale, al patrulea guvernator al Băncii Naționale, și iarăși o decizie, cred că, reușită. Sper foarte mult că tot ceea ce s-a realizat și tot ceea ce a reușit domnul guvernator Cioplea să fie continuat, să fie preluată această stafetă cu onoare, cu demnitate și mai mult ca atât cu dragoste de muncă, de efort și acest colectiv minunat al Băncii Naționale să fie permanent în suportul și a noului guvernator, dar și noul guvernator să se încadreze foarte repede într-o această echipă minunată. Eu sper că noi să devenim cu adevărat colegi foarte repede, să stabilim acele relații de muncă care până la urmă se rezulte în rezultate frumoase, în realizări pentru Banca Națională. Adrian Candu nu a uitat nici de Sergiu Cioclea. Președintele Parlamentului i-a mulțumit fostului guvernator pentru realizările din acești ani. Aș vrea să aduc mulțumiri și aprecieri domnului guvernator Cioclea pentru tot ceea ce a realizat. Cu siguranță nu reușea singur dacă nu avea suportul și nu avea susținerea și nu avea dedicația echipei de la Banca Națională. Și să știți că ați scris o pagină importantă în istoria Republicii Moldova, în istoria Băncii Naționale și în general în tot ceea ce înseamnă economia țării, chiar și de punct de vedere a securității economice. Precizăm că Octavian Armașu a fost numit ieri în funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei la propunerea președintelui Parlamentului, Adrian Candu. Guvernatorul BNM este numit pe o perioadă de 7 ani.